Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. Arhimandritul Sofronie Saharov s-a născut în capitala Rusiei, Moscova, la 22 septembrie 1896, într-o familie de creștini ortodoxi practicanți. Până la a doua sa naștere în cinul monahal, va purta numele de botez, Serghei Simeonovici. După cum el însuși va aminti mai târziu, a iubit de mic rugăciunea, în care se putea cufunda cu ușurință pentru mult timp. Crește duhovnicește și intelectual prin intermediul lecturilor marilor autori ruși, manifestând din frage de tinerețe o deosebită înclinație către artele frumoase și în special pentru pictură. În primii ani ai vieții sale, primește ca dar de la Dumnezeu experierea luminii necreate, pe care o va revedea mai târziu și despre care va vorbi foarte viu și adânc în scrierile sale. Urmare a înclinației sale spre artele frumoase și ca încercare de a afla un răspuns la întrebările existențiale și la setea de absolut care îl frământau, Serghei studiază la Școala de Arte din Moscova, între anii 1915-1917 și la Școala de Pictură, Sculptură și Arhitectură între anii 1920-1921. Aici își definește și dezvoltă caracterul său artistic, care îl va urmări până la sfârșitul vieții. În plină căutare existențială, tânărul dezorientat Serghei Simeonovici rătăcește pentru o perioadă de mai mulți ani, practicând mistica oriental-hindusă. Această rătăcire avea să-l conducă mai târziu la descoperirea Dumnezeului celui adevărat ca persoană. În anul 1922 părăsește Rusia tulburată de revoluție și război pentru a-și urma cariera artistică în Occident. După două scurte șederi în Germania și Italia, poposește în Franța, la Paris, unde va picta și expune lucrările sale cu nădejdea aflării unor răspunsuri care să îl împlinească spiritual. Dezamăgit de neputința artei de a reda curăția și puritatea, dar și adevărul, și încă negăsind o cheie potrivită la problema morții, Serghei va primi în dar, pentru a doua oară, întâlnirea cu lumina necreată, în Sâmbăta Mare a anului 1924. Taina va dezlega cele mai multe din problemele sale sufletești și îl va întoarce la credință, după cum el însuși mărturisește: am perceput-o ca pe o atingere a veșniciei dumnezeiești de Duhul meu. Dulce, plină de pace și de iubire, ea a rămas cu mine timp de 3 zile. A alungat întunecimile neantului care se ridicau înaintea mea. Am înviat și în mine și odată cu mine lumea întreagă a înviat. Singura adevărată robie nu este decât cea a păcatului. Singura adevărată libertate este învierea în Dumnezeu. După această trăire duhovnicească deosebită, copleșitoare, la scurt timp renunță la preocupările sale artistice și devine unul dintre primii studenți ai Institutului Teologic Sfântul Serghie din Paris. Deși a avut ca profesor pe mari teologi ruși precum Serghei Bulgakov, Nicolae Berdiaev, Vladimir Losky, care îl vor influența în gândirea sa teologică de mai târziu, găsește că studiile teologice nu sunt suficiente pentru a-i potoli setea de Dumnezeu. Ideologia ine doctrinii homenor don prosecolemor.
că paradigma αυτής της θεολογίας που είναι περιεχόμενον των προσωπών είναι η λειτουργία βασιλείου του μεγάλου. Όλη η ανάφορα είναι θεολογία και εκφράζεται και έτερνε χαράξερ και σκέφτει τόσο λιμόνος προσευχής. Αλλά κατόπιν έρχεται η θεολογία ως κατάσταση. Ο Ιωάννης ο θεολόγος από ακαδημικής απόψεως δεν είναι θεολόγος. Απλώς τα λέει. Αυτού η θεολογία ήταν η κατάσταση. Ό,τι λέγει γίνεται ντόγμα για αιώνας. Din această πρίτσινα, pleacă la Sfântul Munte Athos cu gândul de a deveni monah. În anul 1926 ajunge în Sfântul Munte. Va intra ca rasofor la mănăstirea rusească a Sfântului Pantelimon. Este tuns monah cu numele de Sofronie, iar mai apoi, în 1930, este hirotonit diacon de către Sfântul Nicolae Velimirovici al Ohridei și Jicei. Odată ajuns în această mănăstire, părintele Sofronie se va lăsa călăuzit duhovnicește de Sfântul Siluan Atonitul, căruia ajunge să-i fie cel mai apropiat ucenic în ultimii ani de viață ai cuviosului. De la acesta, părintele Sofronie primește cel mai mare dar duhovnicesc dobândit ca urmare a nevoințelor sale, și anume iubirea de vrăjmași. Despre această mare lucrare duhovnicească, Sfântul Siluan și mai târziu Arhimandritul Sofronie vor mărturisi. Nimic nu este mai greu în această lume decât a te mântui, pentru că primul pas pe calea către asemănarea cu Dumnezeu este iubirea de vrăjmași. După trecerea la Domnul a starețului său, cuviosul Siluan, în anul 1938, părintele Sofronie va pleca în inima pustiei Atonite, la Carulia. În anul 1941 vine ca preot slujitor și apoi ca duhovnic în obștea mănăstirii Atonite Sfântul Pavel. Aici va deveni părinte duhovnicesc al mai multor monahi din diferite mănăstiri. În perioada de singurătate și isihie de la Carulia, va aprofunda relația sa cu Dumnezeu, va trăi momente de rugăciune fierbinte pentru lumea care se zbătea atunci în neliniștile și ororile celui de-al doilea război mondial și va întreține o corespondență cu David Balfour între 1932-1946, un catolic convertit la ortodoxie. Aceste scrisori sunt printre primele scrieri care scot la iveală cunoștințele profunde și gândirea teologică a părintelui Sofronie. În același timp, Balfour va fi cel care îl va ajuta să se întoarcă în bineștiutul context politic al vremii în Occident. Din mai multe motive și pricini, printre care sănătatea șubredă și dorința de a publica textele părintelui său duhovnicesc, cuviosul Sofronie părăsește Athosul în anul 1947 și se stabilește la Paris. În anul 1948, termină manuscrisul primei sale cărți despre starețul Siluan, canonizat de Patriarhia Ecumenică în anul 1987. Cartea va fi publicată abia în anul 1952. Ea va fi urmată de 22 de traduceri în diferite limbi străine. Un număr sporit de ucenici încep să se adune în jurul său la Casa Rusă, un azil de bătrâni din Saint-Geneviève-des-Bois, lângă Paris, acolo unde rezida de mai multă vreme. Împreună cu aceștia, părintele Sofronie va pleca în Anglia și va întemeia, în anul 1958, în regiunea Essex,
lângă orașul Maldon, mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul. Ine mia oasi ierută edo, aftosu topos. Nie? Ine mia oasi, stin erim afti, tu ilistiku fronimatos. Είμαστε μόνο, πώς να σας πω, ευγνώμονες απέναντι δηλαδή των κυβερνούντων την χώρα και την βασίλισσα και τα λοιπά. Αλλά η ζωή ορθόδοξη έξω από την Ελλάδα είναι δύσκολη. Δεν κολλάει. Όλοι οι σκέψεις μας, θεολογικοί, ασκητικοί, δεν κολλάει με την παράδοση δηλαδή της Δύσεως και με τους Ρωμαίους καθολικούς και τους Άγγλους. Αλλά αυτή η ζωή είναι η κύρη. Mănăstirea se va afla întâi sub grija mitropolitului Antonie Blum de Suroj, pentru ca, din anul 1965, să devină stavropighie a Patriarhiei Ecumenice. În anul 1973 este publicată în engleză o traducere completă a vieții Sfântului Siluan, Monk of Mount Athos, și a scrierilor acestuia, Wisdom of Mount Athos. După această scriere, văd lumina tiparului două lucrări esențiale ale părintelui Sofronie. His Life is Mine, Viața lui, Viața mea, în 1977, și We Shall See Him as He Is, Vom vedea pe Dumnezeu precum este, în 1985. După acestea, vor fi publicate succesiv toate lucrările sale, unele dintre ele fiind republicate și traduse, având o influență ziditoare asupra tuturor celor care doresc să se împărtășească de cuvinte vii și purtătoare ale unei experiențe duhovnicești de netăgăduit. La vârsta de 97 de ani, la data de 11 iulie 1993, arhimandritul Sofronie Saharov se stinge din viața pământească pentru a se naște într-o cele de sus, după o existență care a adus în lume și în viețile celor care l-au cunoscut, de aproape sau de departe, rod duhovnicesc mult și bogat. Odihnește în ctitoria sa din Anglia mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul. Veșnică și fericită să fie pomenirea lui. Amin. Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного.